Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru învățătura noastră în această seară este în cartea lui Neemia, capitolul 4, versetul 6. Neemia 4 cu 6. Să ascultăm acest cuvânt care are un mesaj special pentru noi. Și cuvântul zice așa: am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Amen. Neemia și Ezra sunt doi oameni ai lui Dumnezeu care au avut un rol deosebit în reorganizarea vieții regatului lui Iuda după robia babiloniană. Îmi place foarte mult să citesc din cartea lui Neemia, îmi place să citesc din Ezra, pentru că sunt niște învățături practice deosebit de adânci, care sunt la fel de proaspete în orice vreme pentru cei ce le înțeleg și vor să le aplice în viața spirituală și în viața practică a comunității, a poporului lui Dumnezeu. Neemia și-a propus să rezidească zidurile Ierusalimului. Și bineînțeles că Ierusalimul, de când a intrat David în el, a fost un oraș problemă. Pentru că acolo a ales Dumnezeu să-și pună numele și să locuiască pe pământ. Prin Moise a spus: când veți intra în Țara Sfântă, în Ierusalim, în Israel, voi alege acolo un loc unde îmi voi pune numele și va fi singurul loc de pe pământ unde se va întâmpla lucrul acesta. Uitați-vă în Deuteronom 12. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul, deci când veți intra în Canaan, Deuteronom 12:11, Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și daruri alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului. Pentru că acolo, uitați ce se mai întâmplă, versetul 5, ci să-L căutați pe Domnul la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre ca să-și așeze acolo numele Lui. Deci, Ierusalimul este un oraș frumos, ales de Domnul, pentru că își pune numele acolo, dar Ierusalimul este un oraș problemă și a rămas un oraș problemă până în zilele noastre. Noastră știți foarte bine lucrul acesta, pentru că eu vi l-am arătat de multe ori. Este singurul loc de pe pământ unde Dumnezeu și-a pus numele și este locul de pe pământ pe care diavolul îl urăște cel mai mult, pentru că nu poate diavolul să priceapă că el este un nimica. Și
că este creat de Domnul, nu este el stăpân peste Domnul. Nu poate diavolul să priceapă lucrul acesta. Și încă crede această minciună, fiind tatăl minciunii, că el poate să domnească pe pământ. Vă readuc aminte, fiindcă suntem în subiect, fără să mă gândesc că vă plictisește lucrul acesta, dar vă ajută în procesul de învățare a Sfintelor Scripturii. În Vechiul Testament, în timpurile antice, era acest obicei ca oamenii mari, personalitățile celebre, fie cezari, fie împărați, fie profeți mari, fie bogătași mari, să dea numele lor la țări, la orașe, la râuri, la munți. Și dacă această personalitate specială era printre cele mai mari cunoscute în zona respectivă, era suficient ca prima literă din numele acelei persoane să fie pusă la intrarea în cetate, în oraș, și cine venea acolo știa în ce oraș ajunge, despre cine este vorba, cine este mai marele în zona aceasta, cui trebuiește dată cinstea, cui trebuiește recunoscută puterea și autoritatea. Acum, vă reamintesc din nou și rog pe frații de la stație să regleze camera pe această schiță mică pe care o am în față, ca să se vadă din nou și să vadă mai ales ce ne ascultă și de pe internet. Dacă vă uitați la această schiță, se vede acum, aceasta este litera Shin în limba ebraică. Shin. Dacă n-ar avea punctul acesta aici, ar fi litera Sin, ca și în românește. Un S fără virgula de desubt este S, cu virgulă este și. Acesta este litera Shin. Și acum vă invit să intrați pe internet și să vă uitați la o ilustrată a vechiului Ierusalim, luată de sus, din avion sau dintr-o dronă. Și o să fiți uimiți să vedeți că de sus orașul Ierusalim vechi are exact această formă. Acestea sunt zidurile care înconjurau orașul. Aici este Chedronul și aici, în mijloc, în sus, este templul, locul pe care l-a ales Domnul să-și pună numele. Este prima literă din numele lui Dumnezeu, Shaddai, care înseamnă cel atotputernic. Și de aceea Ierusalimul a rămas un oraș problemă și astăzi, pentru că diavolul a fost alungat de la tronul lui Dumnezeu și a rămas în locurile cerești, în atmosferă. De văzut, încă vede bine mincinosul. Și ori de câte ori se uită jos, peste Ierusalim, vede numele lui Dumnezeu. Shaddai, nu Satan. Shaddai. Și lucrul ăsta îl deranjează. Și de aceea, Ierusalimul este un oraș problemă. În Psalmul 83, lumea arabă din jurul orașului, printre altele, după ce în versetul 4 din Psalmul 83 spune să nimicim pe Israel, să nu se mai vorbească despre el niciodată, dacă nu pot face lucrul acesta, atunci au un alt plan, planul B. În versetul 12, puneți Psalmul 83 cu versetul 12, spun, haidem să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Adică pe Ierusalim, pentru că acolo locuiește Dumnezeu, acolo trebuie să se refacă templul și acolo va fi și templul milenar pe care îl va construi personal Domnul Iisus Hristos în timpul împărăției de 1000 de ani a lui Israel. Având în vedere această realitate despre Ierusalim, întotdeauna au fost, până la ora aceasta, vrăjmași care au vrut fie distrugerea orașului, fie
luarea orașului de la evrei și în cazul nostru, în lumea și în contextul politic contemporan, palestinienii arabi vor să îl preia. Ia uitați-vă, cred că vă spun adevărul, nu? Literașin, orașul vechi, Ierusalimul, de pe internet. Palestinienii vor să facă Ierusalimul capitala palestiniană, spunând că n-a existat niciodată un stat evreu care să aibă capitala la Ierusalim. Și națiunile uitate, adică ele spun că sunite, fac mereu rezoluții de felul acesta și spun da, așa este. Vă spun de la amvonul bisericii, nu se va mai întâmpla aceasta niciodată, pentru că Domnul a spus, când vă voi aduce înapoi a doua oară în locul promis părinților voștri, vă voi aduce să vă așez și să nu mai fiți mulși niciodată. Israel a venit să stea. Și mulțumim Domnului pentru harul acesta. Înseamnă că și venirea Domnului nostru Iisus Hristos este chiar la uși. Amin? Deci și textul nostru ne duce acolo cu gândul când Neemia și Ezra și Zorobabel au primit în inimă gândul acesta să reconstruiască regatul evreu și în particular Ierusalimul și să refacă orașul, să nu mai fie fără ziduri, ca o cetate fără ziduri, atacată de oricine, după cum era obiceiul timpurilor. Când au zis, ne apucăm să facem zidurile, imediat au avut opoziție. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Așa cum fac evrei, arabii, musulmani astăzi. Ori de câte ori aud că se mai construiește un cartier în Ierusalim pentru evrei, imediat fug la Națiunile Unite să se mai facă o rezoluție, fug la Washington ca să treacă și Washingtonul de partea lor, fug la Brussels ca Uniunea Europeană să zică nu trebuie să construiască, se duc la Moscova. Și este ciudat că Ierusalimul, sau mai degrabă Israelul, este singura țară care nu are voie să construiască în capitala ei. Nu? Opoziție. Și în mijlocul acestei opoziții, Ezra și Neemia s-au apucat de lucru. Și nu numai că s-au apucat de lucru, au și isprăvit lucru. Poate că în viața ta este opoziție, poate că în familia ta este opoziție, poate că în biserică este opoziție, poate că în business-ul tău este opoziție și te întreb ce aș putea face, pentru că opoziția este foarte mare. Cei ce sunt împotrivă, parcă de multe ori sunt mai mulți decât cei ce sunt pentru ca să se facă ceva bun. Se va putea face ceva bun? În seara aceasta am să vă spun că se poate, din cuvântul Domnului pe care l-am citit, versetul 6 din Neemia 4. Se poate, ne vom uita la acest verset cu atenție și vom învăța împreună un mesaj pe care l-am intitulat Succes în opoziție. Succes în opoziție. Sunt trei lucruri în versetul acesta învederate care vorbesc despre posibilitatea succesului în opoziție. Și când spun opoziție, încă o dată, pune acolo situația ta, indiferent în ce domeniu este. Pune situația ta. Dacă te întrebi, se poate face ceva? Cuvântul Domnului ne spune, se poate. Pentru oamenii lui Dumnezeu, se poate. Și primul lucru pe care trebuie să-l văd și trebuie să-l vedem, este că în orice opoziție am fi, dacă suntem de partea Domnului și lucrăm pentru Domnul, avem nevoie de perseverență. Uitați cum începe versetul 6 din Neemia 4. Am zidit zidul. Însă, în această traducere,
lipsește adverbul de mod în traducerea lui Cornilescu. Aveți acum Fidela acolo? Nu aveți. Trebuie să ne reformăm, să avem și Fidela. Dar aveți traducerea englezească. Și traducerea englezească trebuie să înceapă cam așa. So we built. See? Începe cu so. Iar Fidela spune astfel am zidit zidul. Astfel cum? În opoziție. Astfel am zidit. În opoziție. Atunci când s-au ridicat împotriva noastră. Atunci când au vrut să ne înghită. Atunci când au construit minciuni și au trimis minciuni la împărăție împotriva noastră. Când au uneltit. Este important adverbul acela de mod, pentru că spune mult. Astfel am construit. Am perseverat în aceleași condiții de opoziție. Atunci când vroiau să pierdem, când cei de lângă mine, așa cum va zice David, cei ce se uită la mine zic, aha, i-a venit rândul, o să moară, o să piară, o să-l vedem în mormânt, o să falimenteze, așa cum este vorba de astăzi. Nu cred că se mai ridică. Nu cred că din familia aceasta mai iese ceva. Nu cred că din businessul acesta se poate face ceva. Astfel am putut să ieșim de acolo dacă am perseverat că împreună cu Domnul vom face lucruri mari. De exemplu, îmi place foarte mult de profetul Daniel când descrie vremurile din urmă și în descrierea lui despre vremurile din urmă spune profetic toate atrocitățile pe care le va face cornul mic, anticrist. Și spune că va face tot ce va voi, va nimici, va cumpăra, va înșela, va omorâ. Dar Daniel mai spune ceva. Zice, în vremea aceea, aceia din poporul Domnului, care vor rămâne credincioși, vor face mari isprăvi. În timpul necazului celui mare, să faci mari isprăvi, se poate și atunci. Cei ce vor primi cuvântul Domnului în vremea aceea vor putea să facă mari isprăvi, pentru că vor persevera în credința că cel ce-i apără este Dumnezeu, că cel ce este pentru ei este Dumnezeu și apoi vorba Duhului Sfânt, dacă vreți, pe care o spune Sfântul Apostol Pavel în Romani 8,31. Și dacă Domnul este de partea noastră, cine poate fi împotrivă? Când Domnul este de partea ta, dar și tu trebuie să fii de partea Lui, bineînțeles, când Domnul este de partea ta, nu contează cât de mare este opoziția, cât de mare este criza, cât de mare este necazul, cât de mare este durerea, perseverând în credință și lucrând împreună cu Domnul, se poate ajunge la binecuvântare. Deci primul lucru este perseverență. Al doilea lucru este că în timpul crizei cele mai mari și a opoziției cele mai mari, pe lângă perseverență, trebuie să fie progres. Uitați-vă la cuvântul Domnului. Zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. A fost isprăvit pretutindeni. Au făcut progres. N-au început un lucru și l-au lăsat nefăcut. Sau jumătate făcut. Așa și-au propus să meargă cu înălțimea de jumătate a zidului și așa s-au dus până când au
unit zidul din jurul Ierusalimului și, după cum spune Nemia, fiecare a lucrat și a zidit în dreptul casei lui, în dreptul proprietății pe care a avut-o. Și Domnul le-a dat progres. Pentru că Domnul dă progres și în criză, dă progres și în opoziție. Când fratele David a vorbit mai înainte, mi-am adus aminte de lucrul acesta. Noi ne speriem, ne îngrijorăm, ne facem multe probleme. Cum să progresezi când toată lumea este împotriva ta? Poate că toată lumea este împotriva ta sau a mea, dar nu uita un lucru, este Domnul pentru tine, este Domnul pentru mine. Și dacă este Domnul pentru tine și pentru mine, asta înseamnă majoritate, nu toată lumea care e împotrivă. David așa spune, eu v-am amintit de multe ori, zice, cu Domnul meu sar peste ziduri întărite, cu Dumnezeul meu ei doi, mă arunc împotriva unei oștiri înarmate. Numai el cu Domnul. Asta înseamnă, dacă vrei să progresezi în vreme de opoziție, dacă vrei să îți crească familia în vreme de necaz, în vreme de strâmtorare, în vreme de bol, în vreme de lipsă, dacă vrem ca biserica să crească, să propășească în vreme de opoziție, în vreme de încercare, de tulburare, trebuie să aruncăm, exact așa cum spune cuvântul Domnului, să aruncăm asupra Domnului toate îngrijorările noastre. Și atunci Domnul ne dă progres. Dacă veți căuta pe internet și ce vă spun acum, după ce s-a încheiat cel de-al doilea război mondial, americanii, englezii, canadienii, cei care au ocupat Germania, au strâns copiii orfani de pe străzile din Germania. Au fost zeci de mii de copii orfani după război. N-aveau unde să doarmă, orașele erau dărâmate, bombardate, dar trupelor aliate care s-au așezat în Germania și au lucrat apoi la reconstrucția Germaniei, au adunat copiii de pe străzi și i-au plasat în niște centre speciale unde au avut grijă de ei. Le-a dat să mănânce, au avut căldură, s-au ocupat psihologii de ei, oameni care să suplinească nevoia de tată și de mamă, au dat cea mai bună grijă copiilor. Dar hrană suficientă, dar au observat o problemă care n-au știut cum să o rezolve. Problema era, copiii erau foarte agitați, foarte tulburați și nu puteau să doarmă în timpul nopții. Se agitau, țipau, se băteau uneori, nu dormeau. Au încercat cu medicamentele în vremea aceea să-i sedeze, n-a lucrat. Și atunci unuia dintre ofițerii care, americani care administra acțiunea aceasta de grijă a copiilor, i-a venit în minte și a zis, hai să chemăm pe cineva, un psiholog specializat în pediatrie, în copii. Să vedem ce poate să ne ajute acesta, ce putem face cu copiii aceștia, că au tot ce le trebuie. A venit cel mai cunoscut psiholog, l-au adus acolo, specialist în copii, în pediatrie. Psihologul acesta a stat printre ei, a vorbit cu ei, i-a ascultat și după o perioadă scurtă de timp, a zis psihologul acesta, cred că știu care le este problema. Cred că știu care le este problema. Uitați cum o rezolvăm. Ca și până acum, le
dăm să mănânce, îi îmbrăcăm, să aibă căldură, le spunem povești, le dăm tot ce le trebuie, să se joace. Iar seara când se culcă, fiecare copil primește o jumătate de franzelă să se culce cu ea. Și a spus, și veți vedea că se liniștesc. Au adus franzele, seara după ce au mâncat, când i-a dus la culcare, le-a tăiat la fiecare câte o jumătate de franzelă și a spus, asta e a voastră, vă culcați cu ea. Au dormit copiii liniștiți și fără nicio problemă, toată noaptea și de acolo încolo. Și l-au întrebat pe psiholog, dar ce s-a întâmplat? Ce ai citit în mintea lor? Și a zis, copiii aceștia, timp de 4 ani, 5 ani de zile, au trăit cu frica că mâine nu mai au ce să mănânce. Străzile erau bombardate, hrana era puțină, dacă o apucau, le-o lua altcineva și nu mai trăiau cu coșmarul acesta, ce vom face mâine. Și faptul că au avut, le s-a dat bucata de pâine care să fie a lor, i-a liniștit. Pentru că aceasta a însemnat pentru ei și de nu primim o ciorbă și o bucată de cărniță și o ciocolată, mâine avem pâine. Și s-au liniștit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrurile stau la fel. Se poate face progres știind că Domnul este cu noi. Și dacă avem încredere în Domnul și aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, cum să progresezi în momente de opoziție, în timpuri de opoziție? Se poate. Știind că Domnul a luat în mâna Lui problema noastră. Și vă întreb, n-a luat El asupra Lui păcatele noastre? N-a luat El asupra Lui toate nevoile noastre? N-a luat El asupra Lui toate grijile noastre? N-a purtat El în Golgota toate frământările noastre ale omenirii? Toate le-a purtat. Și încă le mai poartă. I-a promis lui Israel, în ciuda neascultării, prin profetul Isaia, de la naștere, de la concepție, te-am luat pe umerii mei, te-am purtat până la adânci bătrânețe și tot mai vreau să te port. Nu-i abandonează nici pe bătrâni, nici pe tineri, nici pe cei care cred că sunt în puterea vârstei. Nu ne putem descurca nici unul fără de Dumnezeu, dar cu ajutorul Lui putem să facem mari isprăvi. Să terminăm zidul, să terminăm lucrarea care o avem de făcut. De aceea, încurajează-te că este succes în opoziție. Trebuie perseverență, trebuie progres și apoi mai trebuiește un lucru, cel de-al treilea, și anume pasiune pentru lucru, pentru Domnul. Uitați-vă, concluzia versetului 6. Și poporul lucra cum? Cu silă? Cu inimă. Și poporul lucra cu inimă, se încheie versetul 6 din Neemia 4. De aceea le-a dat Domnul izbândă în momente de criză, când vecinii lor care nu vroiau să-i vadă că se reorganizează și că va fi acolo din nou un popor evreu și că va fi din nou acolo un oraș numit Ierusalimul care poartă numele lui Dumnezeu pe el. I-a stârnit diavolul pe toți din jur să se ridice împotriva lor. Dar când Domnul a ajuns, când Domnul a zis, ajunge cât a suferit poporul meu, de aici încolo se reorganizează și va fi reorganizat și va fi un popor și va fi o putere de care se vor teme toți vrăjmașii lui. Acest lucru s-a împlinit, nu dorința oamenilor răi și nu dorința slujitorilor lui, celui rău. De aceea, uită-te la tine, în fața necazurilor, în fața bolii, în fața pierderilor, în fața sănătății precare, a familiei în criză, a business-ului pe ducă, te simți neputincios. Și dacă vii la biserică, zici, hai să mai vin și la biserică, să nu zică cineva că n-am venit. Sau, hai să mai fac și eu ceva, să nu zică cineva că n-am făcut nimic. Să nu facem nimic de silă, ci să facem cu inimă, cu pasiune.
Apostolul Pavel spune, de exemplu, când se adresa bisericii, a zis, ajutați pe mai marii voștri, fiți alături de ei în lucrarea lor, ca să-și facă lucrarea cu bucurie, să nu o facă de silă, că nu v-ar ajuta la nimic dacă o face de silă. Și nu ne ajută nici pe noi dacă o facem numai să fie făcută. Dar dacă punem inimă în ce facem, punem pasiune în ce facem, atunci lucrul Domnului propășește. Uitați-vă când îl restaurează pe Apostolul Petru, Domnul Iisus Hristos. De 3 ori îl întreabă, primul lucru, ce îl întreabă? Mă iubești? Asta este prima întrebare. Dacă ai pasiune pentru Iisus, paște oile. Dacă ai pasiune pentru Iisus, ocupă-te de lucrare. Dacă ai pasiune pentru Iisus, du-te înainte. N-ai pasiune pentru Iisus, lasă să facă altul. Dacă n-ai pasiune pentru Domnul, viața ta nu propășește. Fără de Dumnezeu, fără de Domnul Iisus Hristos, nimic bun nu putem face. De ce trebuie să ne întoarcem cu inima către Domnul? Trebuie să ne întoarcem cu viața către Dumnezeul Scripturilor. Și trebuie să ne întoarcem cu viața să învățăm din ceea ce este scris. Pentru că în Sfânta Scriptură ni se spune că rostul celor scrise aici este pentru ca noi, peste care a venit sfârșitul veacurilor, să învățăm din experiența înaintașilor noștri. Uitați-vă la înaintașii voștri care v-au vestit credința. Aduceți-vă aminte de felul în care ei și-au sfârșit alergarea, spune autorul epistolei către evrei, și urmați-le pilda. Trebuie să ne gândim la Nemia, trebuie să ne gândim la Ezra, la Zorobabel. În ce condiții au trebuit să lucreze și, în, zicem noi, în primitivismul de atunci, să sape din nou și să ridice pietrele mari și să facă din nou orașul să fie durabil și să fie puternic, să reziste atacurilor străine. Și nu uitați că a fost o redută pe care foarte greu au cucerit-o romanii 500 de ani mai târziu, 600 de ani mai târziu. N-au putut nici romanii cu toată puterea lor să facă tot ce au vrut. N-au putut. Ca să construiești ceva durabil, trebuie să nu construiești de unul singur, ci trebuie să construiești împreună cu Dumnezeu. Trebuie să perseverezi, trebuie să duci lucrul până la capăt. Spune că zidul s-a terminat. Au făcut progres. Și un om al lui Dumnezeu, un adevărat om al lui Dumnezeu, este acesta. Și psalmistul îl onorează și spune, un astfel de om, tot ce începe, ce face? Duce la bun sfârșit. Duce la bun sfârșit. Și un om care duce la bun sfârșit înseamnă că este un om care pune inimă. De aceea, pune inimă în lucrarea pe care o faci pentru Domnul. Dacă te rogi, pune inimă la rugăciune. Dacă știi să cânți, pune inimă la cântare. Dacă ți-a dat Domnul vestirea cuvântului, pune inimă în cercetarea și în vestirea cuvântului. Dacă ți-a dat Domnul binecuvântarea să poți să ajuți pe altul, nu ajuta de silă. Hai să vezi că am făcut. Nu filantropie, Domnul nu are nevoie de filantropia nimănui. Domnul are nevoie de inima ta curată. Mă iubești, Petre? Da, nu, atunci fă. Nu mă iubești? Lasă că face altul. Nu poți face lucrul lui Dumnezeu, nu-l putem face și nu-l pot face dacă nu-l iubim pe Domnul. De aceea, în vremuri ca acestea, când lumea este încumpănă, când poate familia ți este încumpănă, copiii ți sunt încumpănă, business-ul ți este încumpănă, starea de sănătate ți este încumpănă, când te gândești, oare ce voi face? Parcă toate s-au ridicat împotriva mea. Ține minte acest adevăr de la Nemia, de la Ezra, de la Zorobabel.
Dacă toate sunt împotriva ta, un lucru trebuie să rămână limpede. Domnul este pentru tine. Și este. O spune cuvântul Domnului, Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este scutul și adăpostul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Niciodată. Mărit să fie numele Domnului. Să nu lipsească niciodată în nevoi. De aceea, pentru că este cu noi și este pentru noi, putem să avem progres și în opoziție și putem să ne păstrăm inima, să continuăm să-L iubim pe Domnul. Pentru că atunci când sfârșim alergarea și ne uităm în urmă, să putem să spunem ca Apostolul Pavel: mi-am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, de acum, chiar dacă mâine mă cheamă sau clipa plecării mele este aproape, să fiu turnat ca o jertfă de băutură, să fiu decapitat, cum s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, nu mă sperie, pentru că, dimpotrivă, știu unde mă duc și acolo unde mă duc, Cel Preaînalt a pregătit o coroană specială pentru mine. Iar pentru cei ce iubesc venirea Domnului Iisus Hristos ca și mine, are Domnul o coroană specială, se numește Corona Neprihănirii, pe care Domnul ne-o va da în ziua aceea tuturor celor care iubim venirea Lui. Haideți să-L iubim pe Domnul și să-L iubim din toată inima, să continuăm să lucrăm cu Domnul și să lucrăm cu convingere că ajungem la capăt și Domnul binecuvintează lucrul mâinilor noastre, și să fim perseverenți, să nu ne descurajăm, pentru că biruința nu este a oamenilor, biruința este a Domnului și El a făcut ca să împărtășească această biruință cu noi. De aceea vom merge înainte și ne vom bucura de binecuvântare. Amin. Ne ridicăm în picioare, punem la inimă cuvintele acestea. Nu sunt cuvintele unui om, sunt cuvintele Domnului, sunt cuvintele Duhului Sfânt, scrise pentru noi, pentru învățătura noastră. Și dacă cineva și-a pus întrebarea, oare ce se va alege de noi, ce se va întâmpla cu noi, uitați ce se alege și ce se întâmplă. Domnul este același și astăzi. Și de aceea, ceea ce se va alege de noi este binecuvântare dacă noi rămânem în El. Amin.